comunitățile românești, așa cum este această frumoasă comunitate din Philadelphia, sunt extrem de importante pentru mine personal, dar și pentru România. Știți că de la început am dat o atenție deosebită diasporei și fac această chestiune din convingere. Sunteți importanți pentru noi, sunteți vitali pentru păstrarea legăturii cu patria și mă bazez foarte mult pe dumneavoastră și pe ceilalți români din Statele Unite ale Americii atunci când vine vorba despre parteneriatul strategic cu Statele Unite. Este extrem de important că sunteți și dumneavoastră și celelalte comunități, comunități foarte bine integrate. Contribuiți efectiv ca și americanii la bunăstarea acestei țări și vă rog să contribuiți în continuare la bunăstarea relației dintre țările noastre. În afară de faptul că sunteți o comunitate de care suntem mândri, aveți în Philadelphia o istorie extrem de bogată, în primul rând istoria Statelor Unite, dar iată că se întâmplă că aici să găsim un document și astăzi am avut ocazia să vedem originalul care a contribuit la existența României ca stat modern. Este acea renumită declarație de principii care împreună cu opinia fermă a președintelui Wilson de la acea vreme a făcut posibilă, de exemplu, Marea Adunare de la Alba Iulia pe 1 decembrie 1918, ziua noastră națională, dar și alte popoare, în special din Estul și din mijlocul Europei, au putut beneficia de aceste prevederi, care, în esență, au fost o primă formulare foarte explicită a dreptului la autodeterminare a popoarelor. După acea vizită, relația a devenit deosebit de puternică și am reușit să dăm o nouă dimensiune parteneriatului strategic între România și Statele Unite ale Americii. M-am bucurat foarte mult cu acea ocazie când am discutat un pic mai mult cu președintele Trump să aflu că domnia sa apreciază foarte mult comunitatea de români din Statele Unite ale Americii și am găsit practic peste tot români foarte respectați, începând de la Casa Albă, la sediul ONU și în foarte multe locuri. Între timp, nici nu mi se mai pare un lucru special să merg undeva prin Statele Unite ale Americii și lumea să mă salute în limba română. E foarte frumos.